Meci spectaculos de basket miercuri seară în sala sporturilor din Giurgiu. CSS Giurgiu a jucat împotriva celor de la SCM Craiova în cea de-a treia etapă a Ligii Naționale la basket. Lupii de la Giurgiu au avut o evoluție excelentă, în special după pauză, când au practicat un joc inteligent în atac, iar în defensivă au reușit cu brio să le țină piept oltenilor. Scorul final a fost 87 la 77 pentru CSS Giurgiu, un rezultat care l-a mulțumit pe antrenorul Chris Terel, având în vedere că SCM Craiova este este un adversar serios cu un lot valoros. Din păcate, la meci au fost și incidente. Oficialii formației craiovene au depus o plângere la jandarmerie solicitând îndepărtarea scaunelor din spatele panourilor, ceea ce a făcut ca foarte mulți jurjuveni care doreau să asiste la meci să rămână pe afară. Următorul meci din Liga Națională la Basket se va disputa tot la Giurgiu pe 20 octombrie, când CSS va întâlni farul Constanța.